Gata, sunt conectat. Gata, suntem conectați iarăși, doamnelor și domnilor. Băi, de fiecare dată când vin la tine, nu știu, să mai întâmplă din când în când să mai nimeresc cu un Uber din ăsta care este fost taximetrist. Și ceva rău. Băi, și e foarte rău, adică sunt mașinile alea în ultimul hal. Jepate. Jepate, bă. Dar tu de ce nu-ți alegi Uber Select? Păi ba da, câteodată... A, da. Da, și vezi că sunt jepate și vezi că prețurile... Îți deselect. Sunt deselect. Vine, mamă, și mirosea benzină de m-a rupt. M-a rupt în două. Și tu și faci o oră până aici? Da, vreo 40 de minute, așa 50 de minute. Mamă, și stai în spate? Da. Și nu vomiți? Îmi vine să adorm, jur că îmi vine, câteodată mă iau amețeală de aia, dar îmi vine să adorm. Dacă mai are și chef de vorbă, mă omoară. Fă-te că vorbești tu la telefon și aia e. Da. Dacă sunt psihopat să stau cu telefonul 50 de minute, alo, da, să inventez singur conversații. Eu vorbesc la telefon în continuu, în mașină. Da. Și inventezi conversații. Nu inventez, dar adică practic ăla-i timpul meu, eu îmi folosesc timpul ăla ca să vorbesc la telefon. Da, 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 adică nu pierzi vreme. Nu pierd timp, bă, dă el. Nu stai să te uiți la femei, să dai like-uri pe Instagram la femei. Nu, asta nu fac. Mai fac un story la semafor sau când stau într-o coadă din aia, mai fac un story. În rest vorbesc la telefon. E bine de știut. Tu ce faci? Bine, mersi? Da, sunt foarte bine. Tu ești curios câți bani a făcut cheluțul? Dragul meu, tu uiți că sunt un om foarte ancorat în realitatea asta. Da? Și știu. Știi? Câți bani a făcut cheluțul? Da. Știu. Cât? 120.000 de euro. De ce mă întrebi? 120.000? Din ce? Știi ce e amuzant? Că fix acum, așa, în timp ce noi vorbim, latră un câine afară. E cheluț. Cu băieți. Aoleu. Da, o fi plătit taxi cheluțul? Bă. A, de fapt nu. Deci... Vezi tu, în absurdul vremurilor noastre, la un moment dat o să-l aresteze. O să vină cu masca alții să-l aresteze cheluț. Pe cheluțul. Aveți ceva de declarat? Bine că m-ați luat de aici, de casa asta groazii. Vă mulțumesc. Bă, Dorian, da, am furat. Nu, mă, nu, eu cred că nu, Dorian plătește taxi, ce puțin așa de clar, adică, cred că e normal. Da, domne, bineînțeles. Da, cheluțul nu știu. N-am niciun dubiu. Știi Dorian să facă bani mai bine decât știi cheluțul să latri. Câți bani a adus cheluțul până acum? Peste 150.000 de euro. Deci cheluțul a făcut peste 150.000 de euro? Da. Ei, scuze, iartă-mă, am zis 120. Vezi, Doamne ferește, să nu, că n-ai văzut cu Gaga, cu căței, cu astea, n-ai văzut? Nu. Iau, Doamne ferește, în ce lume trăim. Ce, mă? I-au împușcat plimbărețul de căței. Nu pot să cred. I-au furat căței și i-au cerut recompensă. I-au răpit, de fapt. Băi, da? După ce l-au împușcat pe omul care avea grijă de ei. Da, deci vezi că e, adică... Stai, bă, ce, l-au omorât pe ăla? Bă, ești prost? Oricum, stai, la un pușcat, what the fuck? Da, pe băiatul care plimba câinii lui Lady Gaga. Ești prost? Ca să ceară recompensă pentru pe căței. Nu mai au câini. Nu mai au câini. Nu mai. Nu. Nu. Maxim o plantă. Da, și aia a murit. Da, mă, tu ai făcut 150.000? Toată viața mea? Nu toată viața ta, cred că ai făcut. Da, când? În ultimii 2 ani. În ultimii 2 ani de când a apărut cheluțul, nu? Da. Nu, bineînțeles că nu. Nu? Nu. Deci am făcut cheluțul mai mulți bani decât tine? Da, și decât foarte mulți români. De ce mă întreb? Și decât 99% dintre români. Sănătate, scol. Sănătate români care vă treziți la 6 dimineața. Așa și fac băieții la... în vikingii. Scol. Scol. Uh-huh. Să vă vină să vă mai sculați dimineața la 6 când au zis că un câine a făcut 150.000 de euro, de ce mă întreb? Auzi? Ce vremuri, dacă minunate! Căluțul, Doamne, cheluțul ăsta câți bani crezi că a făcut? Asta e, mi-a un căluț! Who did it poop? Asta este încă o dovadă a faptului că trăim într-o simulare. S-a blocat câinile. Nu, mă, și câteodată se mai blochează. Știi că e, și Bimbo mai face așa. Dacă faci o prostie și îl prind în fapt, stă așa. Are impresia că nu-l vezi dacă nu se mișcă. Și ea o poate zice, unde e Bimbo? Nu e aici. Și el e săracul.
Ia mai doar o dată. E foarte drăguț. Ia. Who did... N-am mai văzut niciodată așa ceva. Did... Who did poop? Aoleu, uite că s-a deblocat. Dar doar coada. Ai ce să gândea. Hai, ce să fac? Să fiu simpatic. Bă, cred că m-a văzut. Hai să dau din coadă. Să... Ia, alt cățel. Bă, pe aia e pisica bombardier, vrei să te mint adevărat dacă nu zici că e Mike Tyson. Pe ea, dar la câinele la 6 carbabe în 2 secunde. E bun așa la un bătaie de la depărtare, știi, să o arunci pe fața lui ăla și face lui ăla fața franjuri, adevărat. E, încă un motiv să nu-mi iau pisica. Da, pisica aia sunt eu dacă vii acasă, la mine ne-a anunțat. Da? Da, trebuie deci... să fiu anunțat, pentru nu-mi plac surprizele de genul ăsta. A, dacă vin eu la tine, bă, trec prin zonă, zic, bă, trec prin la drăguț. S-ar putea să mă găsești într-o stare proastă. De ce? Așa faci? Așa îi faci? Pentru că trebuie să mă compun. Trebuie să mă recompun de fiecare să-ți dată pentru o întâlnire. Să-ți bat la ușor. Ce faci, bă? Uite, am venit cu nu, așa nu. Nu, nu pot. Nu pot, trebuie să mă pregătesc puțin. Nu, nu dai drumul la ușă? Nu știu, dau drumul la ușă, dar o să fiu cringe. Vreo 20-30 de minute până când mă obișnuiesc cu faptul că e un om la mine în casă. Mamă, ai probleme mari, bă. Eu cream că Bendea care are probleme, dar tu ești cealapa de eu. Am, da, din păcate și eu am anxietate. Adică am anxietate. Și eu, și am este, și eu este sunt anxios. Dar nu formă, așa. Da, sunt multe. Asta e situația. Da, dar râsul ăsta a fost din... Asta sunt și îmi place așa. Ce problemă. E un vis. E visul vieții mele. Deci, fii atent, nu doar câinii fac treaba aia cu gen nu mă vede nimeni. Ia, cine mai face? Futu-ți morții, măti! Futu-ți morții, măti! Ce e aia, bă, băiatul? Înțelegi? Deci, cum a rămas, bă, pușcărie de animal, bă, uite-te și tu la el. Da, ăsta pot să înțeleg, da? Ăsta e ok, da? Da, ăsta! Ce cu ăsta? Ce e asta? Ce-i dihani asta? E dihor, e, bă, nu, e dihor, raton. Da, sau raton, ceva, ce-o fi. Raton. În fine, da. Reacția asta... Ha, ciudate animale, o să mă picioarele. În Dubai acum am fost în la o am fost la o la un o grădină botanică zoologică, o Green Planet se chema, și am dat de o viperă. Și am atins-o. Foarte tare. Ai pus mâna pe vreun șarpe până acum? Nu. Nu. Păi nu ești curios? Cum? Cred că avea ocazia, n-ai pus mâna pe o iguană. La un moment dat, okay. După ce am pus mâna, dar am pus mâna pe o iguană. Și eu, eu m-am jucat cu o iguană. Aveam un prieten de meu acasă. Am pus oricum mâna pe foarte multe vipere. Să mergem mai departe. Până dai de o viperă de asta. Anyway, we got 27 good... Whoa! I looked at this, as soon as my eye shift off of her, see how smart the snake is? The second I shifted my eyes off, she knew that I wasn't ready to jump, almost smoked me. That is incredible. So, that was crazy. You guys just saw one. Le dăm un par de la cap acum. Bă, șarpele ăla mi-aduce aminte de un tovarăș care i-am dat eu 1000 de euro să joace la casino. A câștigat 20-30 de mii, nu mai știu, că a fost de mult. Și s-a făcut nevăzut. A plecat în Italia. Nici nu mai știu pe unde a plecat, dar nu mai pot să mai dau de el. Oricum vreau să vă zic așa o vorbă de la mine pentru voi. Dă-mi suflet, adevărat. Cine râde cu hienele și bărfește cu șerpii nu o să înțeleagă niciodată tăcerea leului. Vă pup și vă respect. Am băut puțin în seara asta, vreau să vă mint, adevărat. Mi-a plăcut că a fost și filozof un pic. Da, mă, așa e om la băutură. Foarte bun ceptarul ăsta, da, foarte bun.
Bună, unde te vezi peste 3 ani? Bună întrebare. Peste 3 ani mă văd mai slabă, așa, mai frumoasă, cu acid în buze și într-o mașină frumoasă. Eu așa mă văd peste 3 ani, adică așa mi-aș dori. Așa mi-aș dori să fiu peste 3 ani. Cu așa, cu silicone, cu chestii de-astea. Vă dați seama că da, cum aș putea să mă văd? Corect. O variantă mai bună a mea, nu? Corect. Mai matură, mai... Vă dați seama. M-a urmat asta. Cum a urmat asta? De unde a venit asta? Ole, ce bine a intrat să mă apuc. Bravo, bravo. Comentariile sunt de prisos. Oh, Doamne Jesus. Da, exact, chiar. Deci filmulețul ăsta trebuie lăsat așa, necomentarii. Nu cred că n-ai ce vorbește să... el în numele lui. Da. Tu i-ai pus întrebarea? Nu, eu am pornit un fir din ăsta pe TikTok la un moment dat și întrebam cum, unde te vezi peste 3 ani, ceva de genul ăsta, peste 5 ani și mă rog, și acolo răspunsurile erau. Am văzut, da. Și a început și lumea, adică am dat cumva naștere la chestia asta și a început și lumea să întrebe pe alții și uite ce am primit. O palmă. Da. Iar am dat de tine. Băga mea și... Iar uite, am dat de tine. A, asta e hardcore. Da, e... Îți dai seama cum îți tremură picioare de la emoții și stând șpira aia, dar da, asta e hardcore. Dar ce e, la un concurs japonez? Ce... Nu știu dacă e concurs, din... Așa pare. Uite, bă, uite, sunt plin oameni pe acolo. În schimb, ăsta ar putea să fie concurs. A, bă, las-o. Ca să terminăm frumos. Uite-te! Auzi, mă, știi ceva? Ăsta măcar n-are cască. Adevărat, tot respectul. Adică ăsta măcar și-a dat seama că, bă, n-are rost. Și pentru ce? Nu, mă, și n-ai văzut, de sub erau copaci. Da, bă, exact. N-are. Cădea cu un, păi, da, exact, crac, cădea, nu era bine. Auzi, dar trebuie cumva să zic că îmi e frică de filmulețe de pe TikTok cu femei semi-dezbrăcate ca să... umplem toată emisiunea asta ca să le vedem mai de... Vrei? Vrei? Dacă ai spune lucrul ăsta, ai face asta pentru mine? Da. Ok, bine. Hai să avem în vedere. Pentru cât mai chinuit, hai data viitoare, sau nu neapărat data viitoare, așa, în viitor. Așa? Ca un orizont. Să fie mai multe femei semi-dezbrăcate, dar pe TikTok. O ediție. Ce te face? Știi elefantica aia care... să urcă pe un scăunel așa când vede un șoricel? Da, așa. Elefantica aia sunt eu. Mi-e frică de șobolan, de moarte. Mai degrabă am un băiat, o entitate din asta. Ce preferi, o entitate sau un șobolan în casă? Un șobolan în casă. Să mor tu? Bă, e groaznic pentru că știu prin ce trec acum. Măcar experiența cu șobolanul nu o am. Bă, un băiat de el atâta. Da, mă, normal că pe ăla măcar poți să-l închid dracu într-o cameră și nu trece prin zid. Cel puțin nu într-o noapte, mă rog. Pentru că fii atent, eu când am văzut asta, eu nu pot să mă uit, mi se zbârlește carnea pe mine. Ia uite-ți, mă, în cava aș vrea asta. În cava aș vrea că te-ai decorul. Patroane! Patroane, hai cu mine, băi, hai acasă! Asta e vârfăriță. Mamă, să moară, deci... Ia uite, mă, tu poți să dai jos de aia? Vezi? Ce să... Da, am și o întrebare. Are declarație? Are declarație de umblă noaptea așa, de nebun? No, mă, spericoși, vezi că ea sar la... Ea sar la... Da, vezi că e gros. La punga. Deci eu când am... Înainte să plec în Asia, eu cum ești tu? Eu n-am dormit 2 luni. Deci de când am semnat contractul, n-am dormit. Ma. Deci visam urât, eram... Și-am căutat pe net și l-am dat... Am căutat... Houses in Philippines sau ceva, Philippines, Fai Verde. Bă,
cred că a treia poză de pe Google, e un băiat care ține un monstru de șobolan în așa mână. Bă, era cât Bimbo, ești prost? Și zic, i-am trimis asta lui Velea. Ia uite cine așteaptă. Ne-am căcat pe noi și vezi că Velea o dat, nu de un băiat de ala, dar cam cât ăsta din video. Salam Săracu, bă. Mai mult leu s-o speria de aici, nebun. Da. Hai, bă, du-te, bă. Ce caută un leu cu aia? S-o rătăcită, din ai că aveați gard, ești nebun. Doamne, doamne, era să le ia curtul foc, mă, ca să ieși. Sper că observa că cineva era cu cu katana. Da, ești nebun. Nu mai știu cum se numește tipul ăla de sabie. Da, machete. Katana e la partea aia. Japonești. Hai mă, bosle, lasă-mă, dracu. Ești nebun, uite un pic. S-a speriat un pic, s-a speriat. Săracu, ce-au degenerat lucrurile acolo. Păi făceau și ei fumegații, liniștiți. Aveau și ei. Aveau și cu salvi și cu tămâi. Ia. Ia, și s-a agitat leuțul. Leuța. Păi dacă iubiți firar al dracu, că nu văd, vezi vreunul prin Ferrari, pe aici am un Ferrari și eu nu văd. Bă, sunt, pe Doroban sunt și unde Ferrari sunt? Și Bentley. Păi și... hai să mergem pe Doroban să căutăm până un Ferrari. Dar dacă... contează numai Ferrari? Pentru mine eu vreau un Ferrari roșu. Margherita de la Clejan va avea un iubit și veți ști cu siguranță că are un iubit atunci când o să vedeți în dreapta, exact cum stă colegul meu, lângă un de ăsta care are Ferrari, lângă un băiat șmecher, potent, potentat, magnific, magnat. Dragii noștri, încercați, dacă vă drogați, încercați măcar să o faceți o dată pe săptămână, nu fiecare zi, nu dimineața la prânz și seara, că altfel așa se întâmplă. E prăjeală, prăjeală, prăjeală la maxim de ce mă întrebi. Eu sunt droguri. Nu știu ce-și dorești. Eu sunt drogurile, după cum... Nu știu ce-și dorești, Margherita, dar... Nici ea nu cred că știe prea bine. Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să dai de un băiat de ăsta. Toate dilema ce vreau să mă sor, să găsesc o fată mai drăguță, să zic, și care vreți să mă sor cu un alt tânăr, zic... 25, 26, 27, okay. Bun. Și mai jos de 18, 14 ani, să zic. Sunt așa mai drăguț, sunt din județul Arad, Mahacea și Curtici, să zic. Sunt găsesc tânără, frumoasă, de la țară, de la oraș, n-are mică, mai micuță, să zic, așa mai cuțețele mai... micuță, să zic, cu fundul mai mic. Eu nu v-aș iubi în la fată, să zic. Te plânge, ce? E mai... Nu contează cum e roșcată, brunetă, nu... Bă... S-a transformat foarte repede în ceva penal. N-ai văzut Bornir. Privirea? Ai văzut privirea dubioasă? După ce adică o zici 14 ani? E dubios. Și ar trebui să se sizeze. Fugiți totuși de băiatul ăsta. Fugiți. 112. 112. Bă, miroase a căcat. Da, ești foarte subtil. Asta e, nu? Da. De ce miroase a căcat? De ce miroase a căcat? Pe lângă faptul că ești foarte subtil. În fața porții tale. Nu, nu m-am căcat pe mine. Dar nu e timpul pierdut. În fața porții tale, dragul meu, zace un, o mare operă, un mare castel. Un tulpapi. Da. Și eu am coborât din Uber așa cum am coborât până acum. Da, poate că aveai ochelari ăștia la ochi. Bă, dar ce film ți-ai luat cu ochelari de ăștia? Dacă îi rup, te distrug. Mamă, dar câta capul am. Ăla ești. Dă-i încoace că... mă omori dacă mi-i rupi. Da, și am călcat în... Bună ziua, domnilor și domnilor.
eu sunt, ăsta sunt noul eu. Da, și am călcat în chestia aia. Călcat. Bine că te muți de aici. Bine că ai te muți. Cu norocul. Da, exact, s-ar putea să avem noroc. Sau cine știe. Na, în percepția populară, dați-ți în general, jos că nu-ți văd ochii, că eu ochii tu, sunt. Da, da, da. Eu trebuie să-ți văd ochii. Te, da, te ghidezi după ochii mei, care sunt oglinda sufletelui meu. Mulțumesc. Mulțumesc. De acum eu trebuie să fac eu cumva să mă joc pe asta. Ia, ce mai avem? Haos. Oprește, oprește, oprește că mor în pula mea. Haos. Da, a? Bun. Hai că am început bine, de ce mă întrebi? Ne-a super purtat noroc căcătul în care am... Eu primesc foarte multe mesaje de la oameni. Aoleu. Și tu? Da. Te rog, zi. Cu mămâia aia de oaie, mămâi, doamne, stafia. Dar și eu ți-am zis că și eu am primit foarte și? Multe mesaje. Da, o plecat? Da. Bă, ești prost. Da, 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 adică a plecat. Nu mai este atât de fermă prezența respectivă. Acum e, mai vine, zice, a, ok, te pup. Serios? Și după care stau liniștit. Ai făcut ceva? Este drept că am început să iau melatonină ultima vreme ca să pot să dorm. Deci, eu zic că tu n-ai avut nici pe dracu, ești doar un psihopat. Nu sunt psihopat. Care nu poate să doarmă, care are gânduri uneori sinucii. A, nu, am foarte multe lucruri pe capul meu. Am foarte multe gânduri, dar psihopatia nu mă caracterizează. Nu, sunt foarte departe de a fi psihopat. Și nici gânduri suicidale nu am. Într-adevăr, poți să o tratezi și ca pe o metaforă. Într-adevăr, este ceva care venea și mă ținea treaz. Adică metafora este că încerca să-mi spună faptul că să nu adorm, să nu dorm pe mine, să țin mereu ochii deschiși, să fiu treaz, to be awakened. Păi ok, și cum îți explici că o plecat deodată? M-am trezit. M-am nenorocit. Două luni de zile m-am nenorocit. Și că ai luat melatonină și puteai să dormi. Da, de fapt asta era, ia melatonină. Ia melatonină, asta voia să zică. Da, da, da. O, da, poate da. Are o afacere cu melatonină. Probabil, probabil că a avut o afacere cu melatonină la un moment dat și copiii lui trăiau de pe urma afacerii alea care mergea prost acum, știi? Și... Da, 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 da. Ce-i Pingu? Aoleu. Vezi? Uite, vezi, ca să știți ce se întâmplă. Deci Spic a adus și om special pentru mine, ca să nu mai ies eu din cadrul, că, mă rog. După muncă și răsplată, să nu uitați așa e viața. Unde tu transmiți, nu știu cum să zic, am cuvinte eu. Mai departe pentru mine. Am primit un mesaj azi de la Florin, am făcut cu el vreo 15 PS, noi nu ne-am văzut. Nici la clip, nici la studio. Mi-a rupt inima în mine, mi-a zis niște vorbe să-i dea Dumnezeu sănătate. Și nu-l apreciază și nu e cu el, e împotriva mea. Vă pup. N-am mai plâns de fericire de foarte mult timp. Cred că toată viața mea a plâns de două ori de fericire și acum e a treia oară. În 32 de ani. Te iubesc, Florine. Mulțumesc din suflet, mi-ai făcut săptămâna mai frumoasă. Anul mai șmecher. Ești top de top forțini. Hai sus, tată! A auzit-o cartierul. Lacrimi de fericire astăzi, rare, rău. Astea sunt, ce să zic eu, sunt perlele sufletului. Diamantele inimii. Toate diamantele. Apropo de cartier, el e aici cu noi. A, el trecea prin fața porții tale. El s-a căcat de bucurie. Acum e încolo. Ești din prostă. Ce a fost asta? Dă-te în pula mea. Cum a făcut? Suntem doi idioți care... Ai făcut ceva? Cum s-a activat asta? Bă, cum s-a activat asta? Bă, nu, probabil că ai apăsat tu atunci când apăsat. Ai încercat. Nu, nu, când ai încercat să le închizi pe toate și cred că a rămas asta, a rămas blocat așa cumva. Așa, ce părere ai? Păi, da, probabil, na, când îți zice un artist cum e
Florin Salam că ești foarte bun și așa, probabil că îți dă speranță să mergi mai departe, da. Habar n-am. El e mai sensibil, de fel. Bații. Cred că da, nu-l cunosc. Nu l-am cunoscut. Ah, nu vă știți? Nu. Păi da, tu știi pe cineva? Nu, eu nu știu pe nimeni. Eu sunt doar un actor care și-a făcut treaba, s-a dus acasă și s-a văzut cu prietenul lui în continuare. N-am cunoștințe. E din zona... Na. E din zona mea mai mult. Și la propriu și la figurat. Da, nu am cunoștințe persoane publice sau prieteni sau... În afară de Delia, ce artiști mai cunoști? Pe Mihai, normal. Da. Și cam... Na. Pe tine. Adică persoane publice. Da. Pe tine. Și cam atât. România TV a trădat. Aur m-a dat afară din protest. Vai de capul tău, Simioane. Ce asta, mă? Simioane, vai de capul tău. Distribuiți acest live. Să nu cumva să împățești ceva, vă rog. Nu vreau să împățești ceva de față cu poliția, mama. Mama mea e disperată, mă sună. Acum e plecat de la comandă. Mă rog, distribuiți acest live. Distribuiți acest live, mă zita. De disperare, distribuiți. Distribuiți că sunt abuzat. Distribuiți! Distribuiți! Iată, l-a luat poliția. Distribuiți! Ah, s-a terminat. S-a terminat cam în plop, așa, nu se știe deocamdată. Aoleu. Deci, avea foarte multe probleme. A fost dat afară din Aur. Cine deci, e Aur? Aur? Titi Aur. Aur, partidul. A, partidul Aur. Partidul. Deci, așa, Aur... cred că e o comunitate din asta, Aur. Și asociația... un fel de comunitate. Da, da, nu, e și o comunitate, s-ar putea spune. Așa. Așa. Mamă, dar ce urât făcea bossul, ești nebun? Da, făcea... Distribuiți! Asta e probabil de la protestele de acum câteva săptămâni, când toată lumea, la un moment dat, s-a luat urât pe multe lucruri. Ce crezi? Ce i-a făcut poliția din față? Nu cred că i-a făcut nimic. Cred că acolo s-a terminat live-ul. Și s-a făcut frică și s-a întors, s-a dus în boschet sau ceva de genul ăsta. Așa, ce mai avea? Mama lui era în Covasna. Da. Și aia, mare problemă. Și nu mai știu, avea o problemă cu unul, nu mai știu cum îl cheamă, da? Ăsta este de sine stătător, deci nu există un live complet cu el care explică, doar asta. Da, explicând contextul. Nu, atât asta, chestia asta. Auzi, dar crezi că o distribui lumea? Dacă tot. De ce n-ați distribuit? Ia de ce să n-ați distribuiți distribuit? Acest live dacă mai există. Oare mai trăiește? Oare mai trăiește? Poate ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Pe bune. Poate l-au văzut ăștia din Aur și acum l-au primit înapoi. Și acum l-au primit înapoi sau că a dat în gât, l-au omorât, i-au făcut fenta. Dacă vă decideți să mergeți să plantați copaci, să știți că veți întâlni multe vietăți și insecte pe acolo. Eu am salvat și câteva arâme, îmi era tare milă de ele. Cred că și ei au fost dat afară din Aur. Oh, Doamne, eu cred că este încă în Aur. Doamne, Dumnezeule. Bosule, să scoți râmele din pământ și să spui că salvezi râmele scoțându-le din pământ. Nu știu, e... Doamne ferește. E complet absurd. Păi, zi tu, e sănătoasă privind video-ul ăsta? Oare e sănătoasă? Spuneți și dumneavoastră, oare e sănătoasă? Că face asta, adică... Deci cine își face tort și scrie ai voi lu în loc de la mulți ani, poate scrie și la mulți ani, da, de desubt, îi fac cea mai frumoasă urare. Diferența între mine și toți guștereștea care face mesaje cu ai voi lu, torturi, la țancă și așa mai departe, e că eu sunt născut în zodia balaurului, copiii mei, Sergiu, nota 4, și am ascendent în bătaie. Vreți să vă mint? Să moară jumătate din Ciprian dacă vă mint. Eu dacă mă supăr acum îi dau mesaj la țancă și țancă îmi face mie acum mesaj de ai voi lui și la mulți ani, chiar dacă nu e ziua mea, așa la frântă, la mișto, ai jos. Da. Păi, dar stai un pic, ce asta ai voi lui ăsta? Ai voi lui? Ai voi lui, zici mă? Da, ai voi lui. Ce e asta? Așa, I love you? Așa a zis, da, I love you. Da, așa a spus țancă, uragan. A, nu, gata, gata, stai, mi-a zis șoaricu, ai voi lui ăsta. E da. Limba întoarsă. Ce limba întoarsă? Limba dacilor? Ce e asta? Da, mă, limba tracilor? Traca veche? Ai voi lu. Bă, nu știu, dar șoaricul știa de limba întoarsă. La Galați, cred că îți vorbește limba întoarsă.
Eu n-am mai auzit chestia asta și n-am mai auzit. Păsăreasca nimeni. Ai auzit? Da. Și limba întoarsă, nu? Nu. Asta, nu știu, e limba elfilor, nu știu, habar n-am, nu știu de unde e asta. Limba regatului pierdut. Nu, mă, da, sunt unii care vorbesc limba întoarsă. Mă rog, care vorbesc, prostesc, așa fac Caterinca. Nu știu, n-am auzit în viața aia de limba întoarsă. Nu știu. Nu mă convinge acum, mă nu mi-a arătat. Hai acum să o sun. Ținem. Acum o sun. Da, ține-ne o prelegere despre limba întoarsă. Da, bebe. Bebe, fii atentă, cu Drăgulin filmăm și el nu a auzit de limba întoarsă. Cum adică limba întoarsă? Păi mi-ai arătat tu aia lui Țancă, uraganul cu I love you, Voilu. Aia cum se cheamă, nu limba întoarsă? Glumeam. Păsărească. A, păsărească e limba întoarsă. Da. Nu, moșule. Bă, bă. Stai un pic, mai zi-mi dată. Deci care era întrebarea ta? De limba întoarsă. Păi ce e aia limba întoarsă? Că n-am auzit nicio în viața mea de asta. Poate care sunt prost făcute, nu? Adică invers, citite. Păi stai un pic, păsărească asta de vorbiți voi la Galați. Și atent, ascultă-mă. Cățel, cățeluș, da. În păsărească e țăcheluș. Ah. Și Vlad? E un amestec. Ce? Și Drăgulin? Drăgulin? Lingudrig? Trebuie să mă gândesc un pic, că nu am gândit la Drăgulin până acum. Deci asta e păsăreasca. Da. Nu e limba întoarsă, nu știu. Limba întoarsă cred că trebuie să întorci total cuvântul. Nu există așa ceva. Probabil că ai Bine. Zis tu, Ștefania, ai zis e limba întoarsă la mișto și ăsta a crezut e limba întoarsă, a crezut că e țăstein. Nu, am limba întoarsă. Păsărească, poate a reținut el greșit. Păsărească, mă, da. Limba Bine, întoarsă. Bebe, mulțumim de intervenții. Mulțumim mult de tot. Da, a fost reporterul nostru de pe teren. Limba întoarsă. Mă rog, ciripească asta. Ai nenorocit 5 minute. Mai nenorocit, mi-ai spart creierii. Ozzy, will you bring me the toilet paper? Thank you. Uh-oh, mommy got something on you. Oh, săraca. Uite cum a rămas. Au tălpător. Taxul era tor cu aia. A venit tor. A venit taxul cu aia ăla. Do you want mommy to get it off? Yeah. Stinky Winky. Stinky Winky. Da, și la fel, uite, și la mine la fel. Stinky Winky, man. Am pe picior. Ce, miroase, nu? Mai zic, nu mai zic, poate, nu, dar să nu-mi induc eu mirosul. Nu mă, nu, că l-am curățat. Ce dracu, l-am curățat. Eu de asta aș face copil. Ca să vină plin de căcat la tine? Nu mă, nu, ca să mă distrez cu el. A, vezi tu, nu știu cât ai putea să te distrezi cu el. Cred că te distrezi cu el până când e la pubertate. Până când vine pubertatea. Și după care nu te mai distrezi păi, tu cu el. Că știu ce urmează. Te tocmai de asta. A, da, să faci mișto de el. Păi îl vei nu traumatiza. Nu neapărat să fac mișto. Că dacă nu... ai un tată de ăsta care te ia la pulă pentru orice efectiv. Nu o să-l iau la o să ai niște traume de astea și o să ai impresia toată viața ta că cineva spune telefonul să-și bată pula. Eu așa aș face și eu cu copilul meu. M-aș distra cu el. Și eu, și eu la fel aș face, da, corect. Toată lumea cred că ar face asta. Nu știu ce să zic. Hei, dopo. Hai, dopo? Ce? Eu, dopo... Nu, dopo, eu în Italia. Bă, să moară dopo. Ai, bă, deci de asta cu limba de un uitat română, nu? Deci, ăsta eu l-am filmat, să știi. Mai de l-o dată atunci. Da. Să văd dacă ai filmat bine. Da. Hei, dopo. Hai, dopo. Eu, dopo. Tu-ți dai seama că eram un dubios care mă urmără? Nu, dopo, eu în Italia. Și nu s-aude, adică nu poți să-ți dai seama din video ăla cât de tare vorbea de fapt. Că s-auzea în tot magazinul. Dopo. Că tu de asta te-ai dus după ea. Da. Da. A, da, e înainte de pandemie. Se observă că nu poartă nimeni mască, toată lumea. Am
înțeles. Este mult mai expansiv în manifestări. Da, eu nu știu ce înseamnă dopo, 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 după, dopo. Cred. Dopo, 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 dopo. Da, de câte ori să zici după, 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 după? De câte ori să zici cu cineva? Zici că o exagera ca să iasă în evidență. Probabil, probabil că da. Am unde-i, bă, să moară Fabin. Dă-i, 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 dă-i. Dă-i. Pentru tine. Aolo, l-a simțit aici. You're a good boy. Look at that good alligator, huh? Look at that good boy. Oh. Mama, bosule, ce mare. Oh. Nu, am văzut și mai rău, dar oricum e oribil. Oribil. Mi se pare tare. Cum să zici că e oribil, bă? Cum să zici că e oribil? Ce coaie, un aligator care îți vine așa cu... Și te pupă, da. Și te pupă. Bă... Ăla nu e capabil de pupat, potolește-te. Era sătul acum, ok. Tu știi că aligatorul are cea mai puternică, una dintre cele mai puternice mușcături, strânsuri? Da, știi cât are? Nu știu câte tone. 6 tone pe centimetru cub. Păi, și? Nu e oribil? nu e oribil. Nu, păi tocmai că el fiind așa, el a reușit să-l pupe. Tu știi cu ce animal de ăsta m-am pupat eu? Cu ce e? Cu un delfin. M-a pupat el pe mine. Păi stai! Vezi tu, delfinii simt plăcerea sexuală, știi, nu? Ăla era pervers. Deci eu am stat era așa. Pervers, eu am stat și a venit băiatul și m-a pupat aici. Păi da, dar ei au cumva o conștiință, sunt cumva superiori din punctul ăsta de vedere aligatorilor. Aligatorii nu au foarte multe valori morale. Da, bă, delfinul are valori morale. Da, mă, cum să nu? Băi, băiatule, tu n-ai auzit niciodată, deci dacă vrei să vorbim despre delfini, vorbim despre delfini. Yeah. Deci în anii 60 sau nu mai știu când, în orice caz, guvernul american făcea un experiment cu o profesoară de limbă engleză încercând să învețe, se spunea că delfinii pot învăța limba. Așa. Noastră, a oamenilor, știi? Numai că ei nu pot pronunța consoanele, dar pe vocale sunt bine. În fine, și e true story asta. Deci ce spune e true story. Acel delfin s-a îndrăgostit pe bune de aceea. Da, pe bune, s-a făcut și un spectacol de teatru. Bă, ești nebun. Da, la CNDB, la Centrul Dansului din București. Așa, despre asta, despre povestea asta și la un moment dat femeia a trebuit să plece și acel delfin s-a sinucis. Cum să sinucidă? Cum se poate sinucide un delfin? A zis, băga mea și pula nea de viață, că mor fără femeia asta. Nu știu, că nu știu mai multe de atât, dar e o poveste și o poveste adevărată, omule. Ia să caut eu pe este o poveste frumoasă despre să caut de dragoste între o femeie și un delfin. Ia, trăiește cu asta. Dă-i la următoarea că nu e ceva. Băga mea și pula în toate filmulețele tale cu aligatori. Că vezi ce se naște de acolo, de la filmulețele astea, să nască alți monștri, pula. Da, domne. Dă-i. Bagă! Asta e pentru unele fete care intră între relații. Care să le despartă. A văzut că să înțelege acea relație. Mulțumim mult, Dato, pentru cuvintele astea frumoase de duh. Las că le potrivim noi, dacă n-are nimic. Spor la cafeluță acolo. Să moară familia mea, vorbește, zici că e robotul de pe Google, vrei să te mi... Dar vezi că asta poate să fie o idee bună pentru băiatul ăla care făcea din pian, făcea orchestrația. Da. Ai văzut cum începe? Are o muzicalitate. Asta e pentru unele fete care... Nu, poți să mai dai încă o dată? Relații. Doar atât. Bine, asta cu relații, mă rog, asta e. Asta e pentru unele fete. Uite, vezi? Care vezi? Intră pa, între pa, 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 relații. Pa, pa. Care să le despartă. A văzut că se înțelege. Dar n-am înțeles nimic. Acea relație... Așa, mă rog. Încearcă și tu să bei un litru de fairy și ai să vezi că... N-ai să înțelegi. Sărac, bă, ia gata, bă, nu, ia nu mai râdiți, bă, de fete. Bine, mă, bine. Asta e pentru unele fete. Dă-i, că asta e prietenul lui Drăgulin.
Ia, cine te las mai e? De câte ori ai zis nu pot, când de fapt era nu vreau? Și mai chestionezi atunci unde e sinceritatea? Băi, pentru că dacă ascultă! Nu ești sincer, înseamnă că ți-e frică să fii sincer. Nu fi ignorat. De ce ți-e frică să fii sincer? Pentru că vei primi ceva ce nu vrei să primești. Ce vei primi? Un lucru de care ți-e frică. Și anume, din nou, îi faci celuilalt pe plac și spui lucruri pe care să le accepte, tocmai ca să nu te judece și așa mai departe. Iar asta înseamnă că spui ceva ce vrea să audă, nu ceea ce vrei tu să spui cu adevărat, nu ceea ce reprezinți tu, ci te prefaci și trăiești în așa fel încât să fii pe placul celui din jur. Oh, oh. Mamă, unde am fost? În Nirvana? Nu știu, da. Am acumulat informația, știi? Că așa făcea și eu, așa făceau și eu în Matrix. Știi, când așa, îi băga chipul și cu ce ai rămas după ce? Cu absolut nimic. Ai încercat să te uiți la vlogurile lui? Nu, mă, nu. De nu trebuie, pentru că mă vampirizează, efectiv. Mă obosește. Îmi duce energia în picioare, în tălpi. Te drăgulim. Da. Da. Recunosc că așa aș face dacă... Fix așa ai face. Da, da, sigur dacă... da. Și s-o transformă ea mai de dată. S-o transformă băiatul. Ia uite-l un pic. Bă, cred că așa aș face și eu. Da, nu, e oribil. Nu, e groaznic de-a dreptul. De ce să faci asta dacă știi că ai și probleme? De ce să te supui? Poate a fost, na, vreau să fii și el. Băi, asta poate să fie o mare traumă. Poate era Cristina Pucean. Este foarte adevărat, dar degeaba este Cristina Pucean pe partea dacă cealaltă. Dacă faci așa, s-a terminat. Adică te duci și efectiv nu mai are niciun rost. Femeia nu poate să mai vorbească cu tine niciodată. Ca bărbat. După ce te vede... După ce te vede așa. De ce m-ai imitat, bă, la Windows Shopping? Eu așa fac? Cum adică curdi vădană? Nă. Curdă vădană. Așa e o vorbă la noi în Buzău. Ce înseamnă? Ce e aia vădană? Dar e de drag, cumva, mai mult. Nu e... Are un prieten de-al meu vorba asta. Un prieten de-ai mei. Scuze. Are vorba asta. Ce curdă vădan ai. Și ce e aia vădană? Văduvă. Am crezut că scoți un cuțit sau ce. Scuze. M-a speriat. Curdii văduvă? Da. Dar văduvile au curul mare? Nu știu, mă, dar n-are neapărat. E ca și cuvântul fac. Are foarte multe însemnătăți. Deci o să vă las eu aici materialul. Cum el m-a imitat pe mine. Păspic, să știi că cu toate că am filmat vreo 20 de episoade cu el, nu l-am prins foarte, atâta doar are... M-am uitat la episodul cu el. Am văzut că avea asta. Și are asta, când vrea să vorbească și nu e sigur pe el. Bă! Dar cine o mai veni, bă? Cine o mai veni, bă, pe aici? Îl spargi fața, bă! Ce? M-am îngrășat, am 100 de chili. Are curul ăla de vădană. Dar eu așa fac? Cum? Așa cum am făcut acolo? Da. E un sketch, așa e ceva. Da, știu. Hai, iartă-mă, te rog eu, mă, de tot. Te rog eu, nu. Hai, mă, că nu te supăra să mor tu. E înfiorător. Mai dea, mai ia-mi deodată. Să fii înfiorător. Mai deodată. E celălalt în lingea. Păi da, probabil că îi cunoaște atât de bine încât își dă seama care sunt horcăiturile de... Cred că horcăitura lui ăla era de gelozie. Era de gelozie pe celălalt care îl lingea. Da, nu probabil. Era pe el. Probabil, știi, pentru noi, na, o horcăitură, orice horcăitură e ceva rău. E ceva rău, dar pentru el probabil că simte anumite nuanțe din horcăitura lucrului. Dar oricum e ceva, da, înfiorător. Da, da, e oribil. Ia,
Next. Mă uit la ea, mă uit la ea. Vreau să o iau la mine acasă să mă joc cu ea. Mă uit la ea. Păi sta la vaccina cu detergent, sunt nebun la cap. Ură mai face trei vărnemul vostru să vă trăiesc. Sau i-a dat chipul la eroare, s-a scurcircuitat în el acolo. Ai văzut ce mișcări de astea de robot? Bill Gates, ce ai făcut? Deci eu n-am înțeles ce vrea el să exemplifice cu... Păi arăt o dată, bossule, ia, mai dă-l o dată, ia. Mă uit la ea, mă uit la ea. Vreau să o iau la mine acasă să mă joc cu ea. Mă uit la ea. Ce asta, mă, boss? Tot TikTok-ul lui este full de așa ceva. De piesa asta? De mișcarea asta. Ah, de mișcarea asta. Indiferent de indiferent de piesă, tot așa dansează. Sau mă rog, ce-o fie aia. Dar, mă rog, în cadre diferite. Eu zic că eu cred că unele probleme pe care tu le ai, da, vin și din de la... Da, pentru că sunt foarte expus și mă expun eu singur la așa ceva. Mă expun la, da, toate, adică mizerile. Da, adică te uiți la toate, ceva, nu rămâi, da, cu, da, nimic. Da. Adică, bă, mă uit la asta, nici nu știu, nu rămân cu nimic. Bă, este... Nu poate decât rău să-mi cauzezi. Nu, este un fel de umor involuntar al românilor. Da, de ce nu? Mie îmi place foarte mult umorul involuntar. Sunt și mie mare îmi place fan. Foarte mult umorul involuntar, dar asta nu văd niciun umor. Este involuntar. Faptul că el este atât de mândru de chestia asta pe care a descoperit-o el și o face cu atâta credință, asta e funny, pentru că el crede că este mega alfa și mișto și... Dar nu e așa. Păi normal, dar nu cred. Și asta e umorul involuntar. Soldatul fanfaron. În fine, mergem mai departe. 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 6 dau 7 în cele din urmă. 4 plus 3 este 7. Exact. Plus 2 de la 2016 este 9. 10 plus 1 plus încă 6 este 16. Iar 1. The fuck? Cine-i copilul ăsta? Băiat, bătrân, copil bătrân. Este băiatul ăla care a devenit viral din cauza sau datorită filmulețului în care vorbea despre muște și despre cât de inutile sunt ele pentru lume, cred. A făcut și Silviu German un filmuleț caracteristic lui. Da? Da, în stilul lui. A pus o voce peste ce zicea ăsta acolo. Dar mă rog, e surprins de foarte multă lume prin oraș, cu el, ascultând hip-hop prin oraș. A, da? Fumează, da, e foarte ciudat. Eu și făcut un prank de pe niște pagini de-astea de meme-uri și l-au sunat, i-au dat numărul. Doamne, public, i-au făcut numărul public. Dă-i la următorul. Da, e într-o zonă foarte incertă. Băiatul ăsta, nu știu ce zic. Yikes. Holy cow, Cindy. Yeah. Mamă, bossule, ăla-i ce ăla? I know. Hai, da. You just locked the door. Oh my gosh, I didn't know they could do that. Închide-o, mă, blochează-o. Yes? Are you sure? I hope so. Oh my gosh. Did you lock him, Dad? I did. That was good. Boy, well, you had a story. Holy shit. Fuck. Oh my gosh. Ce? Dad, ce? They can get to my door. Boss. Fii atent. Dă-i următorul. Știi ce-i ăsta? Că nu-i leu? Dă-i play. E leuaică sau ce? Nu, dă-i play. This is obviously a liger, which is the largest. Este ligru. The largest ligers in the world, if not the largest. We're at Myrtle Beach Safari. Look at this thing. The biggest misconception is that there were never lions outside of Africa, but there are currently populations of lions living in Asia, right there in India in the Gir Forest, interacting with tigers today. Toa. Este, deci ăștia, ăia mari din minunam noi, la ei, îs ligri. Nu-s lei și nici tigri.
Doamne, ce mă bucur că trăiesc în România. Jur, și spun asta imediat după filmulețele cu protestele. Jur, mă bucur. Când văd așa ceva, mă bucur, bosule, că... Trăiesc printre bombardieri, trăiesc printre... Nu trăiesc printre ligri. Dar nu trăiesc printre ligri. Nu vreau ligri în viața mea. N-ai mă cum, dă-i dracu, deschid ușile, bă, băiatule. Da, da, da. Bă, fut-o-i în gură să-i fut. Dar n-ai cum. Nici n-ai cum să te bascunde asta. Să vii dar cu bățul. Dar n-ai mă, nu, degeaba, degeaba. Aici măcar vin că câini, boschetari. Nici nu trebuie să te obosești să alergi, bosule, că te fac ăștia, te nenorocesc. Că nu știu, cel mult te obosești să urli. Poate te aude cineva și vine în ajutorul tău să speri. Da, mă, dar e mișto să vezi. Sigur, da, natura e foarte frumoasă și într-adevăr de la depărtare așa, da, e mișto să... Eu nu, eu aș face, de exemplu, un safari din ăsta. Da, poți, cred că există în Londra sau ceva, există un safari de genul ăsta unde te poți duce și intri acolo în rezervația aia și tu te plimbi cu mașina ta pe acolo. Da, dar eu vreau în Africa. A, tu vrei în Africa. Da, chiar aș face asta. Da. Și dacă o să ajung o dată acolo, o să fac. Sigur, sigur. Eu sper să mai și filmăm. Zigeană pe tine, filmăm 100 în avans. Bă, ce tare e asta, bă! Nu e coaie tare, să-mi bag pula, nu bă, e coaie da, bă, tare. Bă, ești nebun la nu cap. Nu e, mă, pula mea e groaznic. Depinde ce fel de om ești, dar cred că sunt, nu bă, știu, tare, sunt... Bă, ești nebun în mijlocul ăla, să ai curaj să faci asta. Coaie, sunteți, cred că, 100 de oameni pe toată planeta asta care spuneți ce tare e, pula, ce tare ar fi. Coaie, nu se bucură nimeni, eu nu cred că să bucură, adică sunt mulți oameni care se bucure să facă asta. Bă, pula, pentru mine asta înseamnă coșmar, coaie. Ți-am coșmar. Cum să mă bucur de așa ceva? Și uite, ai că m-am filmul? Și dus în pula mea în spate. Te mai miri de ce pula mea mă duc în spate, pula mea. Păi de-aia în pula mea, că îmi pui aligatori, îmi pui tigri, ligri, figri, îmi pui în pula mea de ăștia care parcurg 100 de kilometri pe o oață, în pula mea care merg în camion, în canioane. Da, dar e tare. Bă, uite-te la filmul ăla. Bă, cum se cheamă filmul ăla între două bloc care cu băiatul ăla care... Da, 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 nu știu câte zile. Ceva. Da. Da, ăla. Trebuie să zicem. Nu știu. Scrie pe ecran acum. Când o să... Te că mă sun un număr insistent. Da. Trebuie să sun la cineva din de la spațiu. Vă mulțumim foarte frumos că ne-ați urmărit și astăzi într-un episod din Incendiar. Din Zgeană Pitini. Data viitoare, dacă vom mai încheia așa episoadele, eu o să mă ridic și o să plec. Da. Jur. Super. Deci nu mai încheie așa. Nu mai încheie așa. Încheie eu cu o femeie. Încheiați cu o femeie. Cu ia femei. Ia tu tot vrei femei, bă. Cu femei nud. Prefer femei nud decât asta. Și mai lăsați-mă pe chestia asta. Yeah, 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 yeah.